Numărul refugiaților din Ucraina care se află pe teritoriul țării noastre rămâne neschimbat. Este vorba despre 94.000 de persoane care au fugit din calea războiului. Luni și noaptea trecută în Republica Moldova au intrat 3.300 de cetățeni din statul vecin și tot atâția au părăsit țara noastră. Cele mai solicitate vămi sunt cele de la frontiera cu România. Este vorba despre punctele Leușeni, Sculeni, Cahul și Giurgiulești. De la începutul războiului, în Republica Moldova au ajuns 361.000 de refugiați din statul vecin, cei mai mulți fiind doar în tranzit. Până acum, la biroul de migrație, au fost înregistrate 6.100 de cereri de azil.